președinte. Și e bine să-l sărbătăm. Iar Pro-România va vota cu câteva explicații și câteva note. În primul rând, solicit întâlnirea Comitetului Liberal pentru a rediscuta amendamentul 2 respins, cel care prevedea termenul de intrare în vigoare și care trebuie să fie 1 iulie 2020. Nu mai târziu, acum 1 iulie 2020, cer Comitetul Liberal să pună pe vot de îndată acest amendament. În al doilea rând, pe dezbateri generale vreau să vă spun că acest proiect de lege se referă la o categorie care a fost, din păcate, neglijată, omisă în legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. E vorba de cei care lucrează în compartimente medicale paraclinice din zona de specialitate, biochimiști, biologi, chimiști, fizicieni și așa mai departe, și pentru care legea în vigoare nu a prevăzut creșteri salariale. Nu e foarte mult și vreau să spun că la amendamentul 6 admis la Senat, Pro-România a venit cu o variantă de coeficient mai mare. Nu s-a dorit lucrul ăsta, s-a mers în coeficient mai mic și vreau să rămână lucrul ăsta spus, pentru că e cumva grav ce spun eu, dar cred că suntem cu toții conștienți că o parte din acești oameni nu o să mai prindă majorarea salarială. Vă spun că la Suceava, doar și la Câmpurul Moldovenesc și la Fălduceni, sunt oameni infectați inclusiv în zona de laborator și care se gândesc și la viața lor. Și vă rog, dragi colegi, votați pentru acest proiect de lege, aveți aviz favorabil de la CES, de la Consiliul Legislativ. Nu are, din păcate, guvernul punct de vedere, dar trecem peste chestiunea asta. Suntem Parlament și trebuie să decidăm. Repet, cer comitet pentru amendamentul 2 și cer vot pentru acest proiect de lege. Pro-România va vota pentru. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, reprezentantul grupului parlamentar UDMR, doamna deputat CP Vande.